Tipul ieșiră împreună cu maestrul. Era o vreme minunată. Unsul o apucă pe drumul care ducea la muntele măslinilor. Pe drum se întreținu cu apostolii lui, pentru că le vorbea mult de tatălui care era în ceruri. Filip, care era curios ca un călugăr de mănăstire, îl întrebă: există vreo cale să-l vedem și noi pe acest tată despre care vorbește atât de mult? Uită-te la mine, Filip, spuse Iisus. Bine, domnule, mă uit. Și pe cine vezi tu? Ce întrebare! Pe tine te văd. Răspuns perfect, amice. Ei bine, află că cine mă vede, așa, îl vede în același timp pe tatăl meu. Dacă așa spui tu, te cred. Iisus, care nu făcea un tot decât cu tatălui, care în paranteză fie spus nu era tatălui, pentru că adevăratul lui tată era porumbelul, Iisus, zic, se compară cu o viță de vie. Evanghelistul Ioan ne reproduce acest discurs care fu ultimul lui speech. Eu sunt adevărata viță, declară fostul tâmplar. Conform acestei afirmații, s-ar părea că nu toate vițele sunt vițe, că există vițe adevărate și vițe false. Iisus nu intra în categoria vițelor artificiale. Eu sunt vița cea adevărată, zise el. Deci, iar tatăl meu este un viticultor. În calitatea mea de viță adevărată am butași, dar nu toți butașii mei poartă rod. Ei bine, tatăl meu va tăia toți acei butași care nu au struguri. Pentru ca un butaș să fie roditor, trebuie să fie parte din viță. Dragii mei, pentru că voi sunteți butașii mei, rămâneți pe butucul meu. Nota autorului. Fără îndoială că de aici vine expresia de viță veche. Am închis nota. Cât despre butașii care nu se țin de mine, aceștia vor fi aruncați în foc, ca niște coarde de viță inutile. Ce discurs frumos! Ce cuvinte magnifice în gura unui Dumnezeu și ce lucru splendid e religia. Aceia dintre cititorii mei care vor dori să savoreze în întregime această pagină de elocvență, o vor găsi în Evanghelia după Ioan, capitolele 15 și 16. Iisus încheie astfel: mai am multe lucruri să vă spun, dar timpul mă presează și, pe lângă asta, nu aveți puterea să suportați toată greutatea vorbelor mele. Apostolii și patronul lor ajunseră lângă podul inferior, peste care drumul spre Ghețimani traversează pârâul Chedron. Iisus îi mai adresă o invocație tatălui său și trecu podul. Ajunse astfel la poalele muntelui. Aici mai există și astăzi o grădină sărăcăcioasă cu 7 măslini. Pelerinii catolici au convingerea că acești 7 pomi datează din epoca în care Evanghelia l-a omorât pe Fiul Bunului Dumnezeu. Acest loc se numește Ghețimani, termen evresc care înseamnă teasc de măsline. Iisus își invită discipolii să se așeze. Nu am scaune să vă ofer, spuse el, dar așezați-vă pe pământ și între timp vorbiți între voi. Eu o să mă rog și pentru asta am nevoie să fiu singur. Apoi, după un moment de gândire, mai spuse: sunteți 11, cu 3 mai mult. Rămâneți 8 să vorbiți. Îl iau pe Petru, Iacob și Ioan cu mine să-mi țină companie. Cei 3 apostoli astfel desemnați își părăsiră tovarășii și merseseră cu el. În legătură cu acest moment, evangheliștii sunt toți de acord că Iisus simție o neliniște vecină cu fiorii agoniei. El le spuse lui Petru, Iacob și Ioan: nu știu ce am, nu mă simt în apele mele. Poate nu ți-a picat bine mâncarea, observă Petru. Nu, simt ce e, domnule, e că de data aceasta ceasul meu chiar a sosit. Doamne, ce rău o să fie! Patroane, putem să te alinăm într-un vreun fel? Prieteni, vă anunț că tatăl meu o să-mi servească printr-unul din îngerii lui o cupă al cărui conținut va fi foarte amar. Tot ce ați putea face pentru mine ar fi să beți și voi un pic din ea, dar să nu mai ne gândim. Pentru moment, cupa durerilor mi-e rezervată numai mie. Și zicând aceasta, era plăștit ca o scufie de noapte. Chiar Evanghelia o afirmă: niciodată nu mai văzuseră discipolii atâta tristețe în el. Spaima, tristețea, obida și un fel de toropeală puseseră stăpânire pe sufletul lui. Această descriere ar putea fi foarte bine înlocuită cu aceste cuvinte: avea un trac îngrozitor. Își opri însoțitori. Sufletul meu, murmură el, are în el o tristețe de moarte. Rămâneți aici, vegheați și rugați-vă. Apoi, îndepărtându-se la o aruncătură de băți,
Luca, capitolul 22, versetul 41, se așeză în genunchi și se prosternă cu fața la pământ. O, tată, tată, îl strigă el pe tăticul Savaot, cred că acceptând să vin și să mă las omorât pe pământ, m-am încrezut prea mult în forțele mele. Am vrut să-mi ofer o patimă, un supliciu însoțit de ceva brutalitate, dar acum, când a venit timpul să mă supun acestui supliciu, acestei patimi, aș vrea să fi rămas în cer și să nu fi fost încarnat de confratele meu, Duhul Sfânt. Un înger coborâ din cer aducând cupa de amărăciune. Iisus scoase un oftat de disperare. Ei, hai, făcu îngerul, tu ai vrut-o. Nimeni nu te-a obligat să te bagi în pielea unui om ca să treci prin neplăcerile pe care le știai. În momentul de față, toate aceste chinuri pe care o să le înduri sunt scrise în cartea destinului. E imposibil să te sustragi. O, tată, tată, pentru că am fost atât de nerod, nu-i motiv să n-ai milă de mine. Tată, tată, te implor, dezleagă-mă de acest legământ al meu. Și îndepărtă cu mâna cupa pe care i-o întindea îngerul. Iar îngerul răspunse, patima ta, Iisus, e o convenție la care ai subscris. A venit scadența, trebuie să-ți onorezi semnătura. Dacă nu treci prin toate neplăcerile pe care te-ai angajat să le înduri, vei fi declarat falit. Vai, gemu zeul om, asta ar însemna dezonoarea. Mai bine beau această cupă, oricât de amară ar fi. O, tată, tată, facă-se voia ta și nu a mea. Îngerul îi apropie de buze potirul de amărăciune și dădu să tragă un gât. Îh, cereai! Și se ridică făcând o grimază de dezgust. Se întoarse atunci către discipolii lui, căutând oarece alinarea suferinței, dar simți și mai puternic singurătatea și abandonul. Petru, care își făcuse plinul cu câteva ore mai devreme, sfărăia ca un bondar. Iacob era la fel de viteaz, iar Ioan, discipolul mult iubit, îl imita sfărăiturile lor sonore răspunzând celor ale lui Simion Petricică. Era un trio care, pentru oricine altcineva în afară de Iisus, ar fi fost amuzant să-l auzi. Ei bine, uite niște neserioși, îi zise el. Le-am cerut să nu mă lase să mă rog singur și să mă susțină prin prezența lor. Păreau foarte zeloși și doar cei am lăsat puțin singuri și au început să tragă la ghioase. Fac pe curajoși. Câtă prefăcătorie. Ăștia sunt oameni, mai degrabă niște iepuri. Îl scutură tare pe Petru. Simion, dormi? Petru se trezi și se frecă la ochi. Ce s-a întâmplat? Cine e? Ce vrea de la mine? Sunt eu, Domnul și Dumnezeul tău. Sunt eu, Iisus. Da, știu, dorești ceva? Cu ce poți să te ajut? Cu nimic. Am venit numai să văd dacă ți-ai învins somnul. Dacă ești treaz, dacă te rogi așa cum ți-am spus. Bineînțeles, domnule, sunt treaz. Mă rog, mă gândesc la tine. Mincinosule. Sfărăiai de puteai să acoperi sunetul unui tunet dacă era furtună. Pe cuvântul meu, domnule, doar ce-am ațipit. Du-te și spune-le altora povestea asta. Patroane, îți jur. Nu jura că ți agravezi fapta. Și tovarășii tăi, dorm și ei. Grozav discipol mai am și eu. Îi trezi și pe ei și îi admonestă. Stați treji și rugați-vă, zic. Am neapărat nevoie să vă simt aici. Stați treji să nu cădeți în ispită. Petru ar fi putut replica. Păi dacă dormim, nu riscăm să cădem? Dar nu răspunse nimic. Sufletul e tare, iar trupul e slab, adăugă Iisus, întorcându-se la locul lui. Se pare că nu-și golise de tot faimoasa cupă cu amărăciune. Afla din nou în prezența acestei cupe neplăcute, Dumnezeul om, început din nou să se plângă și să se strâmbe. O, ce corvoadă, dacă știam ce mă așteaptă încarnându-mă în pântecele mamei mele fecioare, n-aș fi făcut niciodată prostia asta. Îmi întrebăt viitorul, oamenii nu or să arate niciun pic de recunoștință pentru sacrificiul meu. O, tată, tată, scutește-mă de băutura asta oribilă! Dar îngerul se afla acolo, ținând în mână cupa fatală. Bea, Iisus, bea. Dacă tot trebuie să treci prin asta, cu atât mai repede o termin, cu atât mai bine. La urma urmei, nu se moare decât o dată. Da, frumosule înger, îmi spui asta ca să-mi îndulcești pilula. Nu-mi spui nimic nou. Și îl scutură un fior. În sfârșit, mai prinse un pic de curaj. O, tată, strigă el, dacă acest potir nu poate pleca din fața mea fără să-l beau, facă-se voia ta. Și mai trase un gât zdravă, nemai lăsând pe fundul potirului decât sedimentul licorii amare. Când ajunsese din nou lângă discipolii lui, aceștia erau tot atât de adormiți ca și prima dată. Trebuie să-i trezească din nou și să-i mustre pentru conduita lor. Ei nu știură ce să-i răspundă, spune evanghelistul Marcu. Iisus se îndepărtă pentru a treia oară. Îngerul era tot acolo, având pretenția ca fiul porumbelului să golească potirul și de drojdie. De data aceasta era prea rău.
Îngerul îi dezvălui lui Iisus toate chinurile la care urma să fie expus. Și acesta îi mărturisi că va fi peste puterea lui să-l suporte. A avut o cădere nervoasă, nici mai mult, nici mai puțin, ca o frumoasă domnișoară cu nervii slabi. Timp de vreun sfert de oră se zvârcoli ca un pește pe uscat. E prea mult, e prea mult! O, tată! Urlă el tăvălindu-se pe jos. Era ca un bolnav pe care agonia îl sufocă. Îl înăpădi o sudoare din picături de sânge care cădeau pe pământ, spune evanghelistul Luca. Dar îngerul era neîndurător. Linge tot, zise el, obligându-l să îngurgiteze și drojdia băuturii amare. În sfârșit, lui tata Savaotii se făcu milă de domnul fiului lui. Când nu mai rămăsese nicio picătură pe fundul potirului, îi temesese îngerului un gând inspirat. Iisus era stupefiat. Îngerul îi strecura aceste cuvinte la ureche. Ce prost ești să-ți faci atâta sânge rău pentru câteva lovituri pe care le vei primi. Dacă erai un om de rând, evident că nimic n-ar fi fost mai neplăcut, dar tu ești Dumnezeu. Ce, ai uitat? Prin urmare, nu o să suferi decât atât cât o să vrei tu. Și chiar, dacă îți convine mai mult, poți să nu suferi deloc, în timp ce o să ai aerul că suferi. De data aceasta, Iisus se sculă triumfând. Îi mulțumi îngerului că i-a amintise de atotputernicia lui și spuse cu un gest nobil. Acum mă simt în stare să înfrunt toate chinurile. Reveni pentru a treia oară la discipoli, care sporeau ca și în dățile precedente, și îi trezi din nou. Sunteți incorigibili, făcu el. Hai în picioare! Cel ce trebuie să mă trădeze nu e departe. Matei, capitolul 26, versetele 36 și 46. Marcu, capitolul 14, versetele 32 și 42. Luca, capitolul 22, versetele 40 și 46. Ioan, capitolul 15, versetele 1 și 27. Capitolul 16, versetele 1 și 33. Capitolul 17, versetele 1 și 26. Capitolul 59. Un mandat de arestare cu peripeții. Să revenim, dacă îmi dați voie, la Iuda, apostolul infidel. Patronul îi dăduse într-un fel autorizația de a-l da pe mâna prinților preoților. Acesta plecase de să anunțe.